Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Adrian Simon este numele meu, așa cum v-ați obișnuit în emisiunile mele, se așează pe acest fotoliu edili, președinți de partide, oameni care răspund într-un anume fel de bunul mers al comunității din care eu sau dumneavoastră facem parte. Astăzi l-am chemat pe primarul orașului Hațăg, domnul Marcel Adrian Goia, la fotoliu cu Ghimbi, din mai multe motive pe care o să le descoperiți pe parcursul emisiunii. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră și celor care urmăresc emisiunea! Bun veni mulți urmăresc emisiunea, deci ați salutat o grămadă de lume acum. Bun venit în studioul Capital TV. Principalul motiv pentru care v-am invitat astăzi în studio și am insistat chiar să veniți este zvonistica care spune că în curând sau urmează ca Hațăgul să fie carantinat și închis în acest fel. Nu numai Hațăgul se confruntă cu această problemă. În județul Hunedoara sunt în acest moment vreo 9 localități care au exact aceeași probleme ca și noastră și vreau să știu astăzi, nici nu știu în cât e azi, în 12, în 13, stați să vedem în cât e azi, în 12 august, care este situația, ce puteți să-mi spuneți despre lucrul ăsta, pentru că este foarte important. Domnule Adrian Simion, vreau să vă spun și dumneavoastră și nu numai și locuitorilor orașului Hațăg și tuturor celor care sunt interesați și vin în concediu în orașul Hațăg pentru că în zilele sau aflați în concediu în orașul Hațăg pentru că atât în weekend cât și în restul săptămânii sunt foarte mulți, așa cum a spus, în concediu în orașul Hațăg, iar pe weekend nu găsești loc de cazare în Hațăg, deși să știți că sunt peste 1500 de locuri de cazare în Hațăg în prezent. Dar am sunat și eu săptămâna trecută și cealaltă m-a rugat cineva să găsesc cazare pe weekend și n-am găsit. Vă rog să mă credeți. Și au plecat în Petroșani. În Petroșani? În Petroșani. Păi și nici în prejurul Hațăgului deci, nu mai era. Eu am sunat în Hațăg, la vreo câteva pensiuni care erau ocupate. Și atunci, normal că vine lume în orașul Hațăg, în special în weekend, pentru mănăstirea Prizlop, în primul rând, dar și pentru liniștea orașului Hațăg, liniștea care există în orașul Hațăg și din orașul Hațăg pot să viziteze toate obiectivele turistice din țara Hațăgului și chiar din județul Hunedoara, pentru că Hațăgul este în centrul județului. Vreau să-i liniștesc pe toți aceștia care v-am spus și am enumerat aici că Hațăgul nu se va închide, nu va fi carantinat, pentru că în prezent mai sunt 22 de cazuri active, din care numai 8 sunt internate în spitalul din orașul Hațăg, o parte sunt internate în spitale din județul Hunedoara sau se află la domiciliu. Deci, stați liniștiți că orașul Hațăg nu se va închide și nu va fi carantinat. De asemenea, vreau să le fac o recomandare. Așa n-am văzut cum să fiți Nostradamus, să știți ce o să fie mâine. Dacă mâine apar 25 de cazuri, Doamne ferește! Doamne ferește! Doamne ferește! Da, da, în momentul de față, în momentul, că da, eu vă dau datele, da, vă dau datele care există la ora actuală. Astăzi, 12 august. Da, sigur că da. Deci sunt 22 de cazuri active, din care 8 sunt internate în spitalul din Hațăg. Și restul? Restul sunt în spitale din județul Hunedoara sau sunt la domiciliu. Și cazurile astea sunt în scădere sau în creștere? Sunt în scădere, că de asta s-a ajuns, la un moment dat au fost 34 de cazuri în orașul Hațăg și de atunci sunt în scădere. Da, asta e bine. Dar vreau să le fac o recomandare tuturor celor care sunt în Hațăg și nu numai, în care urmăresc această emisiune, să respecte normele stabilite, să respecte distanțarea, să poarte mască. Eu am trecut prin această situație și nu doresc la nimeni să mai treacă. Cum a fost? A fost groaznic. Deci pot să vă spun că soția nu știa dacă mai trăiesc sau dacă sunt viu. Dar văd că vă emoționați, vi se pune un nod de gât. Deci rămâi emoționat, nu poți să nu rămâi când treci printr-o situație așa de gravă, pentru că eu în viața mea am avut 4 operații și una dintre ele chiar foarte gravă.
dar nu am trecut emoțional prin asemenea momente cum am trecut acum. Emoțional. Și emoțional și mi-a fost rău. Efectiv mi-a fost rău. Ce a fost? Deci stări de vomă, temperatură, tremura carnea, parcă se despica carnea de pe oase. Tremura așa. Sau se despica? Parcă pica carnea de pe oase, domnul Simeon. Așa aveam senzația. Mă uit la noastră și vă ascult cu... Și alte simptome pe care nu vreau să le mai... La plămâni probleme. Tuse. Îți crea, da, temperatură 39 de grade, care... Aproape mi-am 5, vorbit la telefon în perioada aceea și când zile. M-am auzit, m-am speriat. Da. Deci, efectiv, nu puteam nici la telefon să vorbesc. Dacă vorbeam cu cineva mai mult de un minut și nu aveam un pahar de apă lângă mine, mi se oprea respirația, nu mai puteam să respir. Ce vârstă aveți, dacă nu vă scurați? 59 de ani, mai am câteva luni. Păi, nu sunteți chiar bătrân. Nu. Mulțumesc. Mulți înainte să aveți. Mulțumesc la fel. De asta zic, și manifestări din astea atât de... atât de puternice. Și nu pot să știu de unde am luat-o, să știți. Pentru că am mai citit, am văzut că acest microb se declanșează în 3-4 zile. Din cei cu care am stat eu la discuții, nu l-a luat... De 7 zile incubație. Da, nu l-a luat nimeni. În săptămâna în care, înainte deci de a se manifesta, am fost la Timișoara, am fost la București 2 zile în interes de serviciu, am fost la Deva într-o zi pe la Apele Române, că a fost chiar atunci problema cu inundațiile de la Silvaș, am fost pe la Apele Române, am stat în weekend cu vreo 12 persoane, nu la aceeași masă, dar una deci, lângă alta. De unde luat, nu pot să știu de unde l-am luat și... De la mine nu l-au luat decât membrii de familie, pentru că n-am avut... Bun, zic unii că ați fi fost la și dumneavoastră la întâlnirea religioasă și probabil că n-am fost la nicio întâlnire religioasă, am fost la biserică înainte cu vreo 3 săptămâni. La aceeași biserică unde la aceeași, dar înainte cu vreo 3 săptămâni. Atunci nu ar trebui să aibă o legătură una cu alta. Deci nu are nicio legătură cu una cu alta și eu înainte de asta, de a se întâmpla, de a fi depistat pozitiv, duminică am fost la altă biserică, dar nu s-a îmbolnăvit niciun om din cei care au fost. Iată, foarte interesant. Da. Și cum vă simțiți acum? Deci mulțumesc, de 3 săptămâni sunt la servici. Au rămas ceva probleme la plămâni, dar trebuie monitorizat. Ce a rămas cu sechelă? Da. Ceva. Se vede o pată pe plămân. Și atunci, dumneavoastră, ca... Haideți să vă spun că asta poate o știți, poate nu știți. Știți că sunt ăștia cu teoria conspiraționistă, că nu există virus, că nu știu ce. Deci că eu nu pot să... Două secunde să pun întrebarea. Da. Că sunt oameni importanți care au fost plătiți să declare că au coronavirus. Păi nu știu dacă ați și auzit povestea. Păi Goia a luat bani să zică că e bolnav de coronavirus. Ați auzit-o? Nu vreau să... Ați auzit-o sau nu? N-am auzit-o și nici nu mă interesează. Bârfele nu le pot exact. Să le acoperi niciodată. Dar ce le spune celor care nu cred în boala asta? Să-i ferească Dumnezeu de complicațiile și de efectele acestei boli. Eu am trecut prin ea și nu doresc la nimeni să treacă. Sunt un om sincer și nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu. Așa să fie. Bun, haideți să revenim la problemele orașului. Hațegul la final de mandat. Asta este tema pentru astăzi, pe care vă propun, mă gândesc că nu aveți nimic împotrivă, cred că e și ultima emisiune în care mă întâlnesc cu dumneavoastră în calitate de primar, sigur, asta va fi probabil la dumneavoastră ultima emisiune. Da. Veți fi foarte ocupați cu candidații, cu ceea ce vor să-și facă. Dar dumneavoastră, apropo de candidați, candidați pe listele Consiliului Județean, din câte știu, așa că sigur poate că ne mai da. Întâlnim în altă calitate. Sigur că da. Dar ideea este că mă interesează orașul Hațeg. Acum, la finalul dumneavoastră de mandat, e un mandat de 4 ani, dar de fapt e un mandat de 8 ani. Da. Pentru că 8 ani de zile ați fost primarul orașului. Nu vreau să intru în alte amănunte sau nu știu, mă mai gândesc pe parcursul emisiunii, pentru că în studioul Capital TV, în această emisiune, au fost prezenți și oameni care au spus că în orașul Hațeg, era să spun municipiu, nu știu dacă asta v-ar fi avantajat, că în orașul Hațeg nu s-a făcut nimic. Da. Și poate plecând și de la premisa asta,
dar în același timp, dorind să știu și punctul dumneavoastră de vedere, v-am chemat în studio. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc hațeganilor că au avut încredere în mine, m-au votat 2 mandate, asta înseamnă că și în al doilea mandat au fost mulțumiți de ceea ce s-a făcut în Hațeg, de prestația mea și decizia de a nu candida a fost al mea, am luat-o în luna ianuarie, am fost parcă și la dumneavoastră în emisiune. Sau da, m-ați... cred că a fost prima și apariție la televizor. Da, că nu voi mai candida la primăria orașului Hațeg și cred că sunt singurul primar în funcție, sau, care, în funcție care renunță singur la... Domnul Ile are probleme de sănătate, știu și eu, este chiar la ora actuală, nu știu dacă s-a întors din Turcia, a fost la un tratament și îi urez și eu sănătate, am avut o relație bună și îi urez sănătate și să se facă bine. Dar am renunțat și am zis că nu mai vreau să candidez. Mulțumesc hațeganilor pentru sprijinul care mi l-au dat pe parcursul celor 8 ani de zile, echipei din primărie, colaboratorilor mei, pentru că ceea ce s-a făcut în Hațeg în cei 8 ani de zile nu s-a făcut de către mine singur, s-a făcut de către o echipă, indiferent că a fost politică sau că au fost specialiștii din primărie. Dacă îmi spuneți echipă, la ce vă referiți de fapt? Am fost în o echipă cu primar, viceprimar și city manager. Ăștia cu care administrator acum. Asta este, da. Întotdeauna în politică, când există funcții, există și divergențe, există și orgolii, există și oameni care își doresc să meargă mai sus. Ca să zic așa. Să deci nu... ați făcut lucrurile în echipă. Ce ați făcut în echipă? Domnule Simeon, deci pe lângă faptul că atunci când am venit am găsit facturi de plată de vreo 74 de miliarde de lei vechi la primăria orașului Hațeg și la spital de vreo 14 sau 15, nu mai știu exact, în primul an vă spun sincer că n-am reușit să fac nimica pentru că nu mai am plătit. Dar pe parcurs vreau să vă spun că au fost asfaltate în Hațeg 46 de străzi în cele 2 mandate, din care 25 pe fonduri europene, iar 21 din bugetul propriu sau bani de la Guvernul României. Dar mai puțin, că Hațegul a fost vitregit, mai ales în al doilea mandat, de bani de la Guvernul României. Au fost ani când nu am primit din cotele de TVA chiar nimic. 0 lei, Hațegul fiind singurul oraș din județul Hunedoara, când în 2018, sper să nu greșesc, a primit 0 lei din cotele de TVA pentru dezvoltare. Și din Hațeg, să mă ierte Dumnezeu, sunt firme, am calculat de la 3 firme, au intrat 11 milioane de lei de la 3 firme în bugetul de stat și să nu 11 milioane de euro și să nu-ți dea din acești bani nimic pentru dezvoltare când oamenii ăștia așteaptă să le faci ceva, nu? Și nu mi se pare corect că fiind în opoziție să nu chiar așa să fie o discreționare, o împărțire a banului public și să știți că ăsta e și un motiv, unul plus care m-a făcut să nu mai candidez. Modul cum se face politică la noi. Pe bun, da, dacă nu mai candidați la primărie, mergeți la Consiliul Județean, ce? Mă duc la Consiliul Județean, merg consilier județean și un consilier județean are alte atribuții. Deci nu să adică intri nu direct... să cereți bani pe la unul și pe la altul, da, pentru oraș. Normal. Nu? Și să te duci la București, să te duci peste tot. Deci e o diferență mare. Da. Poate unii care se uită zic în felul următor. Păi te duci la consilier județean, da, ai alte atribuții decât alea de primar. Ce, dai bir cu fugiții? Nu. Că se poate interpreta și așa, nu? Nu, nu. Dar modul cum se face politică la noi în România m-a dezamăgit, să știți. Probabil că nu sunt singurul care vă spun sau alții nu au curaj ca să vă spună, dar eu... Mai spun unii între patru ochi. Vă spun între patru ochi. Eu spun public aici și atunci nu avem de ce. Bun, să... Bun, ați spus înainte 2 secunde, că da. Vă las să continuați, că doar de-aia v-am chemat.
Numai o să uit eu pe urmă. Ați spus că ați găsit facturi neplătite când ați venit de nu știu câte miliarde de lei. Ok, le-ați plătit. Dar în momentul ăsta, la final de mandat, care există vreun grad de îndatorare al orașului Hațeg? În momentul ăsta aveți credite, aveți chestii de genul ăsta. Deci, există, care e gradul de îndatorare? Deci pe există, bugetul local? Există, gradul de îndatorare este mic, dar există un credit de 25 de miliarde de lei vechi. Așa. Luat de către domnul Timiș pentru atunci când au fost făcute lucrări de canalizare apă pe Samtid. Da? Și pentru cofinanțare asta sau pentru ce? Da, pentru cofinanțare și la ora actuală mai există un contract pe 40 de miliarde de lei, 4 milioane de lei pentru cofinanțare la proiectele pe fonduri europene, din care s-a plătit până acum vreo 200 de mii de lei. Sau... Da, da, adică nu am exact cifrele care... Și dacă vreo ar fi să facem în procente, cât ar fi gradul? Dacă nu știți, nu spuneți nicio problemă. Nu spun prostii, că nu vreau să spun, dar Hațegul de la o adică poate 100, să plătească aceste, poate să plătească aceste credite în 2 ani de zile total ca să... Păi, pe perioada contractată, nu? Dar astea sunt pe 20 de ani. Exact. Deci, da. Își permite orașul Hațeg să facă și alte lucrări, pentru că sunt investiții pe fonduri europene. Dacă nu am avut bani pentru cofinanțare, că sunt proiectele cele mari cu școala, două cu spitalul, blocuri și așa mai departe, care trebuie finanțate. Și trebuie cofinanțate. Cofinanțate, da. Și dacă nu sunt bani, n-ai de unde să le iei. Bun, la final de mandat, ce deci, mai avem? Așa cum v-am spus, au fost asfaltate 46 de străzi în orașul Hațeg, din aproximativ, să nu greșesc, 66. Că am mai dat denumiri la vreo două străzi, dar 66 de străzi. Au fost introdusă apă pe 24 de străzi sau reabilitată. De asemenea, au fost reabilitată sau făcută canalizarea pe 23 de străzi. A fost achiziționată clădirea școlii de lângă primărie, Ovidiu Însușanu, pentru că... Ați cumpărat-o? Sigur că până da. La urmă. Am cumpărat-o. Această clădire avea doi proprietari și am reușit să ne înțelegem cu ei, să o cumpărăm, să rămână a primăriei. Este o clădire veche, face parte din patrimoniul cultural național. Și vreau să vă spun că am făcut chiar și o cerere pentru cel care vine. Este făcută o cerere la Agenția de Dezvoltare Regională pe programul operațional regional ca în perioada 2021-2022 să fie reabilitată această clădire, pentru că se pot face multe alte lucruri acolo. Este în centrul orașului și fațada liceului, care face parte tot din patrimoniul cultural național. Bun, dar ce te faceți cu clădirea asta, că ați început construcția unei școli noi? Acum depinde de cine va ajunge primar. Eu aveam un colaborator la Brașov care vroia să vină să deschidă, să-i punem la dispoziție 5 săli să facă un muzeu în cele 5 săli. Vroiam să aduc și muzeul care îl avem acolo, să mutăm obiectele care le avem în muzeu. Eu asta vreau să vă întreb, cum întreabă lumea pe Facebook. Da. Ați închis muzeul Hațegan. După ce zic unii că s-au chinuit să aduc acolo tot felul de obiecte, alte gurele spun că l-ați dat afară pe omul ăla care avea grijă de ele, i-ați luat pâinea de la gură. Domnul Simeon, sunt la domnul cu Ghim, discutăm în față. Da, domnul și Simeon. Și ați închis fotoliu, auzi, ați închis muzeul, că el a fost foarte mulți ani acolo. Și domnul Simeon, dar nu, vă rog să mă credeți, nu-l mai țineam acolo când am venit, dacă aveam ceva cu omul ăsta. Când am avut curtea de conturi, mi-au zis, domnule, cel mai țineți pe omul ăsta, care are 82 sau 80 de ani, să nu greșesc. Zice, cel mai țineți angajat. Ca angajat. Are o pensie, are... Păi bun, dar până asfaltul, dacă nu... Perioada de alertă a fost situația cu COVID-ul. Când a fost închis muzeul? În iarnă, în februarie sau martie. Deci în perioada asta? Sigur că da, sigur așa. Că da. Și în această perioadă nu ne dă voie, pentru că vreau să vă spun, nu există numai această situație. La
tehnic, unde am nevoie foarte mare, pentru că se derulează în prezent 5 proiecte pe fonduri, pe fonduri europene și n-am niciun om, bă, un om din 3. Dar șefa, și cu șefa a plecat. Adică cum? A plecat prin demisie și a deschis firmă privată pe, în loc să ia 4.000 de lei cât lua la primărie, probabil câștigă 20.000 sau 30.000 pe lună, da, de cât vrea să muncească. Și una este în concediu de maternitate. La achiziție am un singur om. Am mai dat de la celelalte compartimente. Dar nu oameni. În concediu de maternitate. Doamne, toți au născut acolo. Da. Acolo și atunci n-am putut, da, n-am putut să... Păi și nu puteți lua unul pe perioada concediului? Nu vă lasă? Ba da, dar a fost perioada de carantină, de alertă și nu-ți dă voie să faci angajări. Ne-am înțeles. Deci chiar este nevoie. Păi mai și ales... cum e cu muzeul până la urmă? Deci se va deschide muzeul odată ce se termină perioada de alertă, se scoate postul la concurs și se va deschide. Încă nu știți unde, în vechea sau... În clădirea actuală. Merge! Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Adrian Simon este numele meu, așa cum v-ați obișnuit în emisiunile mele, se așează pe acest fotoliu edili, președinți de partide, oameni care răspund într-un anumit fel de bunul mers al comunității din care eu sau dumneavoastră facem parte. Astăzi l-am chemat pe primarul orașului Hațeg, domnul Marcel Adrian Goia, la fotoliu cu Ghimbi, din mai multe motive pe care o să le descoperiți pe parcursul emisiunii. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră și celor care urmăresc emisiunea! Bun venit, mulți urmăresc emisiunea, deci ați salutat o grămadă de lume acum. Bun venit în studioul Capital TV. Principalul motiv pentru care v-am invitat astăzi în studio și am insistat chiar să veniți este zvonistica care spune că în curând sau urmează ca Hațegul să fie carantinat și închis în acest fel. Nu numai Hațegul se confruntă cu această problemă. În județul Hunedoara sunt în acest moment vreo 9 localități care au exact aceeași probleme ca și noastră și vreau să știu astăzi, nici nu știu în cât e azi, în 12, în 13, să vedem cât e azi. În 12. Nu, în curtea școlii respective și pentru că nu se puteau face investiții, fiind o lucrare particulară, nu se puteau face investiții pe această lucrare și de aceea am luat acum și decizia de a o introduce pe noua stagiune de absorție a fondurilor europene și a fi reabilitată această clădire. De asemenea, pot să vă spun că au fost făcute reparații și izolații la terasa sediului primăriei orașului Hațeg și lucrez în prezent cu echipa care o am, așa cum am spus, dar deși este mai slabă, dar primăria orașului Hațeg va trebui să întocmească un proiect pentru reabilitare, pentru că e făcută nu de mulți ani, ca să zicem așa. Cât? 16? Nu are 16, 12. Da, 14. Dar la acoperiș, pe acolo unde e sticla, intră ploaie. Aha, se infiltrează. Se infiltrează în toți pereții clădirii și atunci trebuie găsit o modalitate de către specialiști pentru a se face acest lucru. De silicon, probabil. Nu merge. Am tot și încercat. Am tot încercat. Probabil că specialiștii pot să-și spună, da. Dar am dus foarte mult. Chiar și constructorul care a făcut acea clădire și noi găsim, n-am găsit deodată soluție, dar schimbând acoperișul, probabil că se va găsi o soluție pentru aceasta. Am înțeles. Reabilitare, parcare, strada Ovid de Însușanu. Reparații, învelitoare, clădire, strada Progresului, aparținând de primărie, care a fost luat de vânt și a trebuit schimbat din stare pentru că ploua înăuntru. Amenajare, parcări în zona străzilor Independenței, Aleea Școlii. Amenajare, parcare, Aleea Școlii, blocul 1ABC. Refacere, împrejmuire, școală Sandalaz. Refacere, trotuare, Piața Unirii în jurul parcului. Amenajare, parcare, strada Independenței, bloc Bucura 2, în spate la Apa Prod. Amenajare, trotuar, blocul 30B. Reparații, carosabil și rigole, strada Crișan. Amenajare, parcare, strada Aleea Constructorului, vis-a-vis de blocul ANL. Amenajare, zonă pietonale, blocul S1, Banca Raiffeisen și Spital. Asfaltare,
Asta le-am spus, asfaltările care s-au făcut, amenajare, trotuare, strada Progresului până la fosta fabrică de bere și strada Horea până la fosta benzinărie a Gărdean Oil, da, sigur că da. Montare sistem de supraveghere cu 12 camere, construire, hală, piața agroalimentară. E operațional sistemul ăla? Poftim? E operațional sistemul? Da, da. V-a ajutat? Cel, acum să prindă scoții? Pe cei de la poliție, de câte ori, da, ne solicită, bun, ne solicită date. Construire, hală, piața agroalimentară, construire, teren de sport cu gazon sintetic, extindere, capelă, orașul Hațec și achiziționarea a două capace motoare, frigorifice, cumpărarea 5.000 de metri pătrați teren pentru extinderea cimitirului orașului Hațec, achiziție, teren pentru școala nouă, care s-a 1.000 de metri pătrați, 1.400 pentru școala nouă care este în construcție. De asemenea, sunt multe proiecte pe care am să vi le spun, să le enumărăm și după aceea să putem să discutăm. Eficientizare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Hațe, care presupune schimbare, erau geamurile, vă aduceți aminte, geamurile din fier beton făcute și pe unde au reușit doctorii să schimbă sau pe la birouri erau de termopane. Dar acum s-au schimbat absolut toate geamurile la spital, mai este o parte, partea din intrat din spre curte, care, la care se lucrează, deci presupune schimbarea geamurilor, izolare cu vată bazaltică. Este scumpă. Da, toate instalațiile interioare, curent, apă, canalizare, absolut tot ce calorifere și așa mai departe, acoperișul, panouri fotovoltaice, panouri solare pentru apă caldă, panouri fotovoltaice pentru curent, pentru că ne-am gândit să montăm aceste panouri, deoarece spitalul plătește aproape în fiecare lună între 50.000 și 60.000 de lei curent. Mult. E foarte dar mult. Dar spuneți că ați făcut o extindere la capela din Hațe. Este un lucru bun, pentru că na, o să deci zic, ploua, din păcate, da, ploua, este folosită. Pe, da, ploua pe oameni. Ploua pe oameni acolo, pentru că era numai înăuntru sălile unde se introdau și sală. Și atunci am acoperit, am închis-o să nu te tragă curentul, să... Dar zic unii și am văzut și postări pe Facebook, că dumneavoastră a zis de capele și atunci eu fac legate de cimitir, nu? De cimitir. Da. Că e neîngrijit cimitirul ăla, că eu nu știu exact cum e treaba cu cimitirele în oraș. Domnul să vă pun întrebarea. Da. Că știu că la țară merg oamenii, nu știu dacă e de atribuția primăriei și așa mai departe, merg oamenii și își fac. Dar tocmai de curând îmi spunea că cineva, bă, nu e așa. Pentru că eu plătesc. Dumnezeu, și atunci e normal să plătești o sumă modică dacă stai să gândești, sper să nu greșesc, dar taxa pe 7 ani de zile îi de 150 de lei. Să cosești 7-8 hectare cât e acolo. Îți trebuie și oameni pe care îi folosim pe cei de la Bucura Press, dar cum a fost în anul acesta atâtea ploi. Deci nu reușeam să cosim în oraș până deja creștea și în cimitir și peste tot. Că ai văzut și acasă, dacă ăsta a ajuns iarba și la mine în curte, cam de 20 de centimetri la un moment dat, pentru că n-am putut să o cosesc din cauza ploii. Păi bun, și atunci cine trebuie să aibă grijă de cimitir? Deci Bucura Press. Și asta e și la comune? Nu știu, la noi, la Hațec, deci cel puțin... Bucura Prest este cea care trebuie să cosească, să întrețină absolut toate zonele verzi din oraș și cimitirul. Păi luați-l de urechi pe mustaciosul de la Bucura Prest. Da. Nu? L-am luat, da, sigur că da, dar l-am luat, dar așa cum... Cine era Bucura Prest? Domnul Zepa. Domnul Zepa, dar așa cum ați zis dumneavoastră că în politică există și trădări și domnul Zepa a trădat, este unul dintre oamenii care a trădat, a trecut în altă barcă și atunci probabil că dezinteresul... Păi da, domnule dracului de politică, domnule, iartă-mă, deocamdată e subalternul noastră. Da. E subalternul. Adică nu al noastră, al Consiliului Local. Al Consiliului Local, sigur că da. Păi și puneți să cosească, să ia Zepa cu asta în spate, să ducă să cosească. Sigur că da. I-am pus să cosească, deja până vineri platoul tot care este acolo sus. Da. Acum și pe mine s-a supărat că l-am, nu-i prima dată când l-am luat. Da, nu-i prima dată când l-am luat, ca să zic așa, la ture. Păi și de ce nu-i găsit cimitirul ăla?
De ce nu-l costesc ca lumea? Ei, acum... Ați luat găsit deci, scuza, că ba în oraș, ba nu, și asta, și probabil că acum, în ultima vreme, să știți că nici pe mine nu m-a mulțumit care starea de curățenie a roșului, că a fost mult mai bună. Deci asta înseamnă că avea de gând de câteva luni de zile, de când am luat eu decizia să nu mai candidez, au fost niște discuții cu ce locul zice, lui. Ziceți dumneavoastră că vă sabotează? Probabil. Și nu-i singurul, pentru că dacă stau să mă gândesc așa, și celălalt adjunctul lui este văr cu celălalt candidat de la PSD și atunci... Dar ce acolo, domnule? Și-au pus ăștia neamuri. A spus... Nu sunt. Nepotisme, nu sunt, vărul, nu sunt neamuri cu mine, da. Bun, hai să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi că devine interesant.